De ce stici mă? De ce am țipat? Doamne ferește. Nu, dar ce ai țipat tu? Da, ideea e că noi ne vroiam să ne dăm doar energie. Da, da, ia. Înțelegi? Și când ne spune producătorul 3, 2, 1, noi deja la 2 nu știu de ce. Nu, dar ca să se vadă lumea nu, că nu, dar noi... de panică, eu cred da, că da. E panică. Exact. A, suntem în direct. Aulă, ce se întâmplă? Și ca să vadă lumea că... Adică să creadă lumea că noi și gândim. Nu, dar n-am fost niciodată în direct și... Nu, nu, da, noi doar în reluare. Noi am fost tot timpul în reluare. Asta zic. Oameni buni, chiar și emisiunea asta e înregistrată. Serios, nu? Da, eu nu cred că și-au dat seama că e înregistrată, nu. E în direct, cum a fost emisiunea cealaltă în direct, noi suntem în directul directului. În direcția direcției. Mă bucur că nu v-ați culcat, că ați dat pe marile și foarte micile ecrane. Să stai seama cum e discursul ăsta. Că depinde la ce oră se uită la emisiune. Dacă se uită la nu, da, sunt 12 noapte. Sunt cel puțin 62 de oameni care imediat după aia dau pe okay. Backstage show. Deci, deci pentru aia 62 de oameni le spunem bine ați comutat pe... Te gândi la 62 de mii de oameni. Da. Nu, 62 de mii de oameni în 60 de ani. Așa, înțelegi, okay. Care se uită după. Așa. Și la câteva sute de milioane în 134 de ani. Pentru că noi vom rămâne în istorie. 4 de ani. Da, 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 okay. Așa. Băi, oameni buni, da. Ne-am bucurat și în seara asta. Mamă, ce seară a fost. Wow, da, wow, uite, wow. O am desfășurat aici. Da, 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 da. Nu că am vrut seara. Mamă, da. Dar ce seară minunată. Ia uite ce seară. Ce seară minunată. Dreptunghiulară ești tu odată. Da. Așa. Bun. Că dacă am plată. Da. Măi, așa e, dacă n-am avut apă plată, măcar seara să fie plată. Doamne, ce aios. Așa. Hai să vedem. Continuăm. Hai să analizăm. De ce am avut? Memoria vizuală. Numărul nostru preferat. Care? Memoria vizuală. Здесь 99 стаканов, и в каждом будет по 3 кубика. Девушки, 3 зарури. Okay. Случайным образом расстанавливать, а вы потом мне скажете, что, например, в стаканчике 50. Требуя с собой спонкан, 2 копии. Йоам, 2 контур де Gmail. Серьезно. Мы теряем ола ку зарурили. Да, мы, да, кыта стат. Мы небуни дефинитив, да. Numai momentul lui bine. Да, мы, este impresionant. Da, e impresionant. A durat, cred că, o oră, nu, spre 40 de minute. Pregătirea numărului a pregătirea durat extrem de mult. Noi aveam timp să mergem să mâncăm, să ne întoarcem de la mâncare. Am și făcut asta. Serios, da. Am fost și la toaletă. Eu n-am fost. Da. Că n-am mai s-a făcut simțit, după tine. S-a simțit stresul pe tine. Am înțeles. Așa. Deci, așa. Am avut timp de toate. Dom'le, dar cât a durat. Da. Iar ăsta, momentul, a fost magic. Let's say the last one. One, four, three. Nu, a fost frumos, adică e impresionant să vezi memoria asta vizuală foarte bine dezvoltată. Da. Acum îmi dau seama de fapt cum acționează rușii, știi? Lent. Catancu. Și câteodată bată retragere. Da. E, și după aia iar revin. Când te aștepți că bată retragere, de fapt am mai inventat doi după aia. Așa, deci am văzut așa. Despre treaba asta cu științele așa. Cognitive. Da. Ceva! Lucă, scrie aici, trebuie să citesc. Asta trebuie să o punem în... Așa. E profesor de științe cognitive la Moscova. S-a simțit asta, s-a simțit asta. Da? Dacă era doar profesor, dar și cognitiv. Așa, așa am avut moment de dans cu Nicol Varga. Am avut, wow. Am avut-o pe prințesa Swarovski, Raluca Răducanu, de fapt, vioara. Da. Vioară, vioară, cum să zic eu, era cât PIB-ul României. Deci de data asta, 50% din PIB-ul României. Adică și de data asta a luat 4 de da. Da, oare? Se aștepta lumea să nu ia 4 de da? În primul rând că îți ia ochii cu vioara. După aia și cu talentul, după aia și cu fizicul. Nu, e altă vioară. Nu scrie asta. E altă vioară. E altă vioară. Așa. Bun. Așa? Și... Mie momentul preferat, că n-am cum, e așa. Prima oară în istoria, românii au talent, de când s-a inventat românii au talent și de când s-a inventat mondial românii au talent, așa. E prim, formatul ăsta, Got Talent, când un număr era se ratează. În
îmi pare rău că nu va ieși numărul. Evident că n-am cum să votez altfel decât nu. Vreau să vă rog și mai mult pe ea să o rog să nu fie dărâmată de ce s-a întâmplat astăzi. Sigur. Că văd că deja să o ia ca pe experiență. S-a întâmplat. Nu e adevărat. De nu. Magie. De magie? De magie. Nu aduți aminte când ai stricat băiatul lui magia? Dar era în culis, el n-a apucat să intre. Deci nu. Păi da, dar ai stricat numărul, adică da, ce? Da, că am dat mâna cu ăla și ăla mi-a zis că după ce am dat mâna... Mi-a stricat magie. Și am simțit că i-am rupt niște fire. Dar cu cine vorbește acolo? Că nu te vede, nu, imediat nu o să vedem, o să vedem. Așa. Că, asta o altă magie, dar nu era tată. E un om cu care vorbim tot deci, timpul. Deci, oameni buni, cum e mă, ăla cu sicriu, momentul cu sicriu. Bă, deci ăla a fost tragic. Oameni buni, deci era, fost era un moment să fie de tragedie, tragic. Real. Și noi, pentru că noi l-am trăit din culise și noi l-am trăit oricum la rece. Da. Dar cineva l-a trăit la foarte cald. Ce cald? La foarte fierbinte. Ia uitați-vă aici, reprezentantul de seamă. Al sicriilor. Nu, datorită lui, nu, datorită lui acum există sindicatul asistenților. Să ne mutăm. Doamnelor și domnilor, Cătălin Neamțu. Hey. Al nostru da. Cătălin Neamțu. Liderul sindical al celor care, cum să zic eu, care scapă cu viața. Al celor care scapă cu viața din numere de magie. Da. Cum a fost, mamă? Păi pentru mine a fost, eu n-am simțit pericolul înăuntru. Eu eram cu un telefon cu care mă și filmam înăuntru acolo și între patru pereți, ca să zic așa, foarte strânți. N-am, eu când am auzit că numero 1 muerte și eu știam că sunt acolo în sicriu și că urmează să vină cu un topor pe mine, eu m-am gândit că e vreo glumă, zic, zic, stai mă că acum mă sucește și zice domnul magician, zice, nu, vă mai gândiți, sau o dă el într-un fel, m-am gândit. Adică și o întoarce. O întoarce, da, plus că e ciudat, adică să, ar fi fost o moarte stupidă, mă gândești, adică să mori, nu că, nu știu, neașteptată, da, da, ba, mureai să mori pe scena unui show de talente, mi se pare da. Absolut senzațional. Să vină unul să dea cu topor. Istorie, tăi, exact, da, istorie, da, deci da. A fi fost istorie. Doamne, da. Era să curgă fi... sânge, să iasă da. Sânge din sicriu. Dar cel mai tragic era, cum să zic, nu că ce, ăsta, nasola, era fiica ta în da, sală. Da, ea a trăit, ea a trăit la intensitate da, maximă. Deci pentru până... că ea a văzut repetiția, cred, nu? Smaranda a văzut repetiția și plus că a făcut și multe glume înainte de număr, în sensul în care mi-a zis că, a, păi, tocmai murise bunica mea în urmă cu ceva luni. Și străbunica ei respectiv și mi-a zis: "A, păi stai că dacă dă magicianul cu toporul în tine, nu e nicio problemă, că avem deja, știm cât costă coliva, știm la ce din ăsta de pompe funebre să sunăm, știm la era pe glume ea." Glume de astea Da, dar erau la glumă, adică nu se aștepta. De-aia dar săraca când era s-a... albă era săraca, albă, mi-au zis și Felicia și toți colegii de la RGT mi-au zis că era săraca. Băi, era eu vă zic, transformată. Eu abia deci eu am crezut că totul e o regie, că așa trebuie să întâmple. Așa m-am gândit și eu dinăuntru. Când am auzit pe Batista, gata, oprit numărul. Eu am crezut, mă așteptam la mea să zic, e o chestie, da. hei, nu știu. Bine, ce cel mai tare a fost colegul nostru Mitică de la Props, care da. După ce a bătut cu el în sicriu și așa m-a adus pe scenă și s-a terminat cu așa, m-a scos din sicriu și mi-a zis, bă, Neamțule, trebuia să-l lase, mă, să dea. Și zic, adică de ce? Păi că era gros, mă, era gros ăsta capacul, nu, că dacă trecea, nu trecea, nu pățeai nimic. Zic, bă, zic, numai lama aia, dacă o vedeam venit spre mine până capacul sicriului, zic, cred dar că făceam dacă te filmai și cu telefon, să se oprească așa, la un milimetru. Dar bine, hai să vedem, ducea. Hai să vedem despre ce vorbim, hai să vedem. Ia. A elegido en qué ataúd quería meterse. A dispărut Cătălin. Ni la menor idea. Yo no tengo ni la menor idea de en cuál es. Lo ha elegido él. Pero vamos a intentar averiguarlo con un pequeño juego. Uite ce frică. Tu, Neamțule, clipește dacă trăiești. Sí. Dime un número del 1 al 4. Life. Viața. Por el otro. La palabra death. La palabra viața sau moarte. Vosotros vais a coger la moneda. Ah. No, que ți la Neamțule. Fugi cât mai poți, frățioare, că e nenorocire. Nu e ceea ce crezi. Numero 3. Dev. Ia, ia să numero 3. No! Ia să văd, să văd, să văd. Moarte. N-am ce le fugi. Moarte. Oh, oh my God. Când a scăpat, nu e. Nu e acolo. Numero 1. Dev. O să confirm, a fost... numero 1. Cu ghinion. Muerto. Okay. Ia fii întâi. Mamă, doamne. Numero
Stop. Man. Deci, mi se pare ea. Moram până am tu ești de bună. Păi să mor eu. Mamă, era gros. Deci, fii atent. Toți s-au p***. Ia uite. Luai toporul în cap, neamțule, gros. Luam, eu încă nu credeam că... Deci eu aici încă nu credeam că e ratat numărul. Uite, o cheamă pe ea. Deci acum a chemat-o și a zis, ia, vin un coace. Vin un coace! Doamne! Tu te uiți când am văzut aia? Lola mea. Da. Cel mai mare deci, ce, crezi că număr de magie ratat din lume. Eu cred că au intentat divorț, nu știu, atunci se iubeau înainte. Okay. Ea era supărată tare oricum după număr, a plâns. Păi nu, a plâns, nu știu ce, și a cerut scuze, cred că și pentru ce n-a făcut. Bine, ăsta acum dacă o să și ajungă internațional, dacă ajunge viral, o să-i... Zic, oricum a zis și Smaranda că o să-i dea review-uri proaste pe Instagram. Că n-am mâncat, deci că n-am mâncat bine tata. Era să-l omor pe tata, o să stau o steluță pe pomana n-a fost atât de bună, adică noi am pregătit de pomană. Băi, noi oricum ne-am pregătit pentru, știi cum e, după un episod de genul ăsta traumatizant, există un sindrom care se numește PTS, post-traumatic stress. Așa. Și ne-am gândit că poate suferi de treaba asta și am adus-o pe, nu știu, era psiholog, psihologul nostru de serviciu. Bună ziua. Care te așteaptă pe fotoliu? Te aduc pe canapea. Da. Da, bună ziua. Cătălin, să ne anunțăm. Mă dau la partea aici, să-l vedeți pe băiatul ăsta. Dar noi psihologic vorbind, noi nu mai mâncăm nimica? Serios, dar psihologic vorbind, noi nu mâncăm nimica? Aia e, da. Păi dacă să-mi faci... Am o scurtă discuție. Da. Am auzit că recent am și văzut, ați trecut printr-un eveniment care v-a marcat puternic. Vreau să-mi spuneți ce simțiți când vă gândiți la toate acele momente de pe scenă. Ce simt? Simt că sunt recunoscător colegilor că au spus stop și că au oprit momentul la timp. Dar ați avut traume în copilărie? Traume în copilărie? Da, dar nu de genul ăsta. Înțeles. Ca orice om, probabil. Bun, pentru a afla... Vezi că eu sunt sincer acum, așa și trebuie. Trebuie să răspund sincer. Foarte bine. Pentru a afla care este trauma, da, trebuie să vedem de unde a pornit și ce auziți, ce simțiți, de fapt, când auziți cuvântul topor. Topor? Uite că și văd acum, că acum l-am văzut. Nu știu ce să simt. Simt că, de fapt, nu-l condamn. Nici cuvântul, nici obiectul, pentru că până la urmă am fost salvat, adică da, simt recunoștință până la urmă și simt că, a, uite, toporul m-a apropiat și mai tare, oricum eram apropiat de colegii de la România Talent, dar acest obiect ne-a apropiat și mai tare pentru că am văzut că echipa ține mult la mine în momentul în care am fost pus în pericol, am văzut că ai mei colegi țin la mine și m-am bucurat. E clar că trauma este acolo. Ea poate fi depășită, dar întâi trebuie conștientizată. Așa că trebuie să facem un mic exercițiu de imaginație și să spunem așa. Toporul e bun. Toporul e doar un obiect și îmi este prieten, nu-mi face rău. Dar mângâie. Toporul e bun. Toporul este doar... Caracatița e bună. Aia sunt convins. Și ăsta este un alt exercițiu pentru care, na... Trebuie să trecem peste această traumă și să spargem niște lemne. Toporule, dar trebuie să spunem, toporul e bun. Toporul e bun. Toporul este un obiect care nu îmi face și nu mi-a făcut niciodată rău și nu îmi va face niciodată rău. Toporul este prietenul meu. Toporul este prietenul meu. Na. Cum ar fi să umblu, cum mă duc la meci cu prietenul? Așa putem trece peste traumă. Toporul e bun. Să vedem toporul ca pe un prieten, da, și să-l și utilizăm în tăiatul de lemne, de exemplu. Să-l utilizăm în tăiatul de lemne? Da, să putem de să... Lemne? Da, cum? Bine. Vă rugăm. Nu, hai, lasă. Hai să trecem peste acest... Eu îl tai, dar nu altfel știu unde să... Altfel nu poate trece peste traumă. Bine, să nu-l rog pe Pavel. Poate trece peste traumă. Da, să nu sară vreo așa. Dacă știam, te aduceam și la mine. Eu îl sparg. Ești sigură că te... Da, așa ce că psihologic vorbind... Psihologic vorbind, trebuie să ne prietenim cu toporul. E bine.
Deci da, toporul e bun. Să, toporul e bun. Ajunge acum că l-am crăpat un pic ca să nu facem prăpăd pe aici. Nu, sau? Hai totuși să nu să nu, să nu insistăm, nu? Ăsta asta care zic. A costat foarte mulți bani. Vă mulțumim, doamna psiholog. Cred că și-a revenit foarte bine. Vă rugăm frumos. Da, toporul e, toporul e prietenul meu. Toporul e... Asta e pomana... fructelor de mare. Pomana fructelor de mare. Dar numai așa aici, poți să-ți revii. Fii atent, numai așa poți să-ți revii după o chestie dintre aia. Deci ne-a spus un alt psiholog. Băi, băiatule, ce... Că doar așa ne putem reveni după. Serios. Da? Arată bine. Mai ții minte când am venit cu Petru la voi în cabină și am mâncat Petru Fimiu? Pentru așa am mâncat, așa. Ce-am mâncat, Pavele, tu, că tu povestești frumos. Am mâncat așa, caracatiță, nu, am mâncat caracatiță frumos, tot așa era plin. Și după aia, nu știu, am mai avut noi parizeri de undea. S-a băgat și pe parizeri. Deci am mâncat după aia napolitan, da. Vai. El a zis că el doar așa a învățat acasă, să mănânce caracatița cu parizeri. Da, exact. Așa. Mamă, arată superb asta. Da. Ce mai vedem? Cât mâncăm să ne uităm la un clipuleț. Adevărat? Da. Hai să vedem. Claudia, vrei să zic ceva? Da, te rog. E o metodă, cică, cică cum să scapi de emoții când ești pe scenă. O știi? Fii atentă. Stai acolo așa frumos, te uiți la toți oamenii ăștia din public și ți închipui dezbrăcați complet. O să o întreb către cine s-a uitat prima oară. Andra. Ines, eu zic să lași emoțiile deoparte. Ne cânti și noi îi spunem după dacă... Dar ce mă fac acum, parcă și eu am emoții? Păi și unde să ne uităm? Da. E, uite-te, e, uite-te! Cum să mai ai emoții? Oh! Bună, bună, fetelor! Nu am teorie, că nu pot. Decât dacă nu poți să faci asta. Știu că am învățat la actorie treaba asta. Da, nu, e... nu, e că nu, nu mi s-a întâmplat niciodată să reușesc să-mi imaginez pe omul din fața mea voi. Știi, ca exercițiu de... Că dacă îi vezi voi, înseamnă că... Na, toți sunt vulnerabili și... Tu n-ai zis ce să ai emoții. Da, da, e... Da, deci asta vă învață la actorie, serios? Uh-huh. La un moment dat, eu o oră, în anul întâi, dacă ești foarte... Ca pentru dezinhibare. Da, bine, dar nu trei ce povestești acum. Știu, povestești. Înțelegi? Sau unul, doi, nu știu ce. Noi n-am am apucat doar până la chiloți. Te puneau față în față, un el și o ea, și cea aia, până când cumva să scăpăm de inhibiții. E bine. A fost bine. Trebuia să-i lași dezbrăcați. Da, da. Eu cred că e de la emoție. Da. Nu știu. Și mă și oftic pe undeva, pentru că ești o prezență foarte plăcută pe scenă și, sincer, mi-aș fi dorit să fie bine. Trebuia să-i lași dezbrăcați. Corect, îmi asum. Iartă-mă pe mine, băieți. N-am avut ce să fac, dar mai sunt și doamne în vârstă și nu vreau să le țin dezbrăcate în public. N-a funcționat exercițiul meu, e clar. Și cred că e exercițiul greșit. Nu. Ai venit tu cu exercițiul. Nu te mă, eu n-am auzit de asta niciodată. Să nu mai fapt, spus, eu dragul. Sunt de vină, din cauza mea n-a funcționat nimic. Hai, hai. Da, foarte important. Ăsta a fost momentul în exclusivitate, pe care doar online, pe voio.ro, în Backstage Show, puteți să-l vedeți. Bun. Ia, Andrei, pentru că te-am văzut deja încărcat caloric. Da. Cu ce mergem mai departe? Mie îmi plac hamsiile astea. Hamsiile sau hamsii? Îmi plac hamsii sau hamsiile? Hamsiile... Mă, important. Zicea cine cea? Că zicea cineva hamsiile. Da. La hamsii. Cu H. Îmi plac hamsii. Hamsiile, da. Hamsiile sau hamsii? Hamsiile. Ile. Hamsiile. Da, dacă îți plac hamsiile, astea sunt hamsiile. Dacă îți plac hamsii, îmi place să mănânc hamsii. Dar așa, îmi plac hamsiile. Adică nu zici să mănânc hamsiile. Îmi place să mănânc hamsiile. Îmi place să mănânc hamsi. Dar îmi plac hamsiile astea. E corect. Și așa, și așa. Depinde de ce vrei să zici. Ok. Zi-mi așa. Deci ziceai de ăsta, de exercițiul ăsta de la... De la un cercat ei acum. Uh-huh. Așa. Cu dezbrăcatul, cu nu știu ce. N-ai făcut niciodată, nu? Păi, ba, l-am făcut. Tu pe cine ți-ai fi imaginat, dacă era să te întrebe, din jur? Pe cine ți l-ai fi imaginat? Pe Bobonete, că l-am mai văzut. A, deci tu pe Bobonete ți-l imaginai gol. Păi dacă aveam memoria afectivă. Și te dezinhiba chestia asta? M-a dezinhibat cu ani în urmă, că am stat în aceeași casă.
Și l-am văzut de mai multe ori. Am avut și noi un moment de dezinhibare când am stat prima oară la hotel. Și eu l-am văzut. Na, păi și am văzut luna ceva plină, el se trezește doar cu luna plină. Și de atunci n-am mai stat niciodată în cameră împreună. Așa? Am zis totuși să păstrăm momentele romantice. Da. Momentele romantice pentru alte persoane, zic da, așa. A, da. Ce alte exerciții? Exerciții de memorie, spre exemplu. Eu i-am spus mereu lui Pavel, bă, eu întotdeauna am admirat actorii pentru că pot să rețină atât de mult text. Nu chestie de antrenament. E o chestie de și de tehnică până la urmă. Da, e de tehnică, nu? Eu, spre exemplu, învăț textul dacă am un text cu tine, da, învăț în funcție de replica pe care mi-o dai tu. Adică eu îl învăț în parteneriat. Eu dacă stau să-l învăț singur acasă, mi-e mult mai greu. Pentru că trebuie să învăț și replicile tale și pe ale mele. Așa dacă repetăm și știu că după replica ta îmi plac hamsiile, eu trebuie să zic și mie caracatița, cumva curge firesc treaba, știi? Monologul poți să-l înveți ușor. Asta cu memorie, da, uite, spre... Da, ți-ți vin ușor. Mie monologul, nu. Da. Dar monologul, da, e dialog. Există niște tehnici, există niște exerciții, da, de exemplu, memorie. Sunt actori diferiți. De exemplu, unii înainte de înainte de spectacol, zice, hai să dăm un text. Uh-huh. Eu, chiar dacă dau textul, eu vreau să-l dau pe scenă, pentru că eu mai amintesc în funcție de acțiunea pe care o făceam. Acolo. Corect. Dacă stau așa, bâra, uite textul, pentru că la mine e legat de o acțiune, e legat de, cum să zic, o fizicație. Adică da. Iar așa ca antrenament, uite, spre exemplu, e un exercițiu care se numește cuvinte corelate. Și tu zici casă. Eu trebuie să zic ceva care are legătură cu casa, dar să nu zic locuință. Zic casă. Zici tu casă, zic eu masă. Da. După aia Pavel zice ceva care are legătură cu masa, dar nu zice mâncare. Da. Și eu zic casă. Și eu repet cuvântul tău și zic casă, masă, după aia ce Pavel? Casă, masă, mâncare. După aia tu preiei de la mâncare, zici băutură sau da, foame. Și le iei pe toate, sau furculiță, și le iei pe toate. Și în felul ăsta le reții cât putem. Bine, într-un cerc mai mare trebuie să reții multe cuvinte, știi? E un exercițiu de bine, antrenament. Noi avem un băiat care a venit cu... Ce-am mai văzut dacă... Memoria. Așa, da, cu... Da. Și mai e un exercițiu, dacă vrei să ți-l zic. Așa. Și pe care l-am văzut și într-un documentar, cum fac sunt oamenii aceia care rețin foarte multe numere unul după altul și le rețin în funcție de își povestesc. Adică pentru ei numărul 5, spre exemplu, este legat de numărul de portiere de la mașină. Și dacă îi dai un număr 1, 3, 8, 5, 4, 7, 2, 1, 4, 3, 2, 7, 4, fiecare număr din ăla are câte o poveste în spate. Și ei când îți zic numerele, îți spun de fapt povestea din spate. Că mașina, chiar ea ca și poveste, nu are nicio logică. În capul lor e așa, mașina mea cu cele 5 uși, da? Da. Merge o pâine, nu știu, are 14 felii să zicem. Merge cu pâinea și sunt 100 de șervețele și se șterge cu șervețele uscate. În felul ăla el are 5, 4, da, 100, memorează povestea. Povestea, da, în spate își creează povestea. Eu pentru că am memorie vizuală foarte bună, eu, de exemplu, rețin imagini. Uh-huh. Și câteodată textul mi-l învăța așa, știu că sus, în dreapta, da, paginii, da, asta, e da, chestia aia și nu știu. Corect. Și băiatul ăsta care a venit la noi în seara asta... Are alte talentat, moduri, alte abilități. Care sunt alea? Hai întâi să-l vedem. Ia. 99. One, four, three. Așa one, e. Four, three. Let's go. Știu doar că există concursul de memorat. Asta știu, într-adevăr, am citit despre ele. Sunt foarte interesante. Mă, cuvinte făceam la... Memorat cuvinte făceam la facultate. Ajunsesem la 100 și ceva de cuvinte, știi? Era un exercițiu de anul întâi. Și l-am făcut la anul întâi, același, dar nu era ăsta. Să tai în cerc. Spuneai diferite cuvinte și trebuia să le repezi pe toate, nu, da, Ana? Da, ăla. Ăla ajunsesem la 100 și ceva. Da, și noi făceam, că până nu făceam nu știu câte, nu se oprea exercițiu, știi? Practic, s-a dus o treime. Bă, da, voi vă dați seama, după toată chestia asta, să greșească la primul. Tu ai dormit un pic la asta, mă ții? Păi aia! Ai dormit bine. În spate acolo, în culise, ai tras un pui de somn. Da. Bine. Păi acum, eu pot să dorm în orice poziție. Acum, dacă vorba mai întârzie un concurent între două numere, el doarme. Înțelegi? Dar normal, profit de timpul ăsta. Corect. Câteodată, ca să nu fie deranjat, își pune din reflex telefonul la ureche și tu crezi că vorbește, dar el doarme. Da. Dar ai făcut și poze, adică da, te reamintezi, ai și deci filmat. Eu am cu el niște amintiri colosale cu dormitul lui, adică e legendară.
Bine, mi-aș dori să am puterea asta, abilitatea asta. Cel mai bun tovarăș de avion. Se pune în avion, zice, și acum închideți-vă telefoane, mă vezi, și zice, vezi, mă obligă. Se trezește că face avionul. Bum, 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 bum. Am ajuns, da. O, ce bine am dormit. Păi da. Și zic, să doarme bine în avion, e adevărat. Și, Pavele, ce mai facem? Vei fi surprins. Ia. Răspunsul ai doar tu. Serios? Da. Păi nu, mă, nu. Ce? Nu, da, adică nu, eu era, făcea parte din asta cu avionul, știi? Când mă trezesc, eu zic, și Pavel? Ce vreau că mă întreb de emisiune? Ce bine ne înțelegem noi doi. Ce-ți place cel mai mult la România Talent? Că tu ești implicat în... în bine, ești implicat în mai multe emisiuni. Cu de vreo 7-8 ani. Texte, cu glume, cu entertaining, cu... Cu ce se poate, cu ce-i nevoie și cu ce se poate, da. Dar la România au talent, spre deosebire de toate emisiunile în care ești implicat. Mi se pare foarte mișto că nu știi la ce să te aștepți și că se întâmplă lucrurile. Adică sunt, e un show în care sunt foarte, foarte multe spectacole scurte. Da. Asta îmi place. Că și asta ar face antrenant. Da, și treci de la una la alta. Acum îl vezi că dansează, acum dă cu toporul, acum vine băiatul cu zarurile. Adică... Acum te pregătești de mormântare. Exact, da. Și emoție, îți generează foarte multă emoție. Dar văd acasă pe copii când se uită cu sufletul la gură, nu neapărat la momentul ăsta cu sicriele sau, dar și la dansuri și la oamenii care vin și cântă și la la toate noi talentele. La momentele de dansuri nu mai putem, pentru că încă în clipa în care începe cineva să danseze, Sofia e deja în fața tot ecranul și zice: "Stai că eu pot, eu știu, eu nu știu, sau acrobație sau nu știu ce." Nu, deci este mai roata țigă noi așa, data titie. Păi nu că și eu mă pregătesc pentru România au talent. Înțelegi? Și e mișto că generează într-adevăr o emoție pură și o emoție pe care greu o mai găsești, mai ales în televiziune, greu găsești emoție și care se și transmite și acasă. Da, pentru că, asta pentru că e pe bune toată povestea și pentru că nu e nimic... o altfel de emoție, mai găsești, că sunt show-uri cu altfel de emoții, cu siguranță. Să întoarcem, să întoarce scaunul. Acolo sunt alte emoții, clar. Să întoarcem, să întoarce scaunul. Da, păi nu. Ai sau nu ai scaun? Un alt tip de emoții. Da, cu asta, cu ultima vorbă pe care a fost un extra. Da, așa repede. Această emisiune. Așa. Vreau să nu uitați să ne trimiteți pe adresa redacției sugestii, comentarii și cel mai important, filmulețe cu oameni talentați pe care îi știți, pe care îi cunoașteți. Da, dacă nu aveți filmulețe, măcar un film, adică unul la dinți, unul la plămâni, orice trebuie. Da, v-am pupat, ne vedem data viitoare. Nu uitați, ne vedem în fiecare vineri la 20:30 la România au talent. Am uitat de vin. Păi da, na. Păi nu, asta după ce... Am înțeles. Da, sănătate. La revedere. Hai pa. Vă port talentat, te-am pupat.